Bună dimineața, prieteni, și bine ați venit nou pe canalul Mașini, Bere și Motoare. Astăzi tăiem puțin din bere și din motoare și o să fie vorba doar despre mașini și avem alături de noi două mașini super, 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 mega tari. Mai degrabă, doi monștri. Avem un BMW, dar este un BMW mai special, și acolo avem și un Skyline, un R33 sau 32, nici nu mai știu. Atea mașini a avut mare de m-am încurcat la creieraș. Cred că este un R33. Așa că astăzi ne îndreptăm la drift. Nu am mai fost, frate, cred că din noiembrie 2019. Deci abia așteptam evenimentul ăsta. S-a amânat de vreo 2-3 ori din cauza restricțiilor COVID și așa mai departe. Dar în sfârșit suntem gata de atac. Problema este că este puțin frig. Bineînțeles, probleme pentru noi, dar este bine pentru mașini, că mașinile nu se vor încinge așa tare în condițiile actuale. Da, ce ar mai fi de zis? Multe nu ar mai fi de zis. Mergem să ne facem o cafea, să ne încălzim puțin, să împachetăm totul și pornim la drum. Avem undeva la o oră, oră și un pic, până la Santa Pod, celebra pistă de drag racing Santa Pod. Și sperăm să avem o zi destul de bună. Sunt ferm convins că o să fie foarte aglomerat, pentru că e și weekendul Paștilor aici în Anglia. Așa că cred că foarte, foarte multă lume o să fie la circuit. Dar sperăm să fie o zi bună și, bineînțeles, să venim acasă cu mașinile întregi. Hai să vă arăt puțin și mașinile. ETR-ul. Avem aici cauciucuri de rezervă. Ar trebui să ne ajungă. Toate cauciucurile pe mașină sunt destul de noi, chiar noi. Pe BMW avem cauciucurile noi, dar aici se ascunde ceva special și o să vă arăt exact la pistă. Deținut minte că mașina asta a participat în campionatul Irlandei de drift, așa că este full spec mașină de drift. Ia, cauciucurile sunt foarte bune, deci ar trebui să scoatem ceva fum astăzi. Bun, să nu mai pierdem vremea pentru că am și înghețat. Hai la o cafea și ne vedem pe drum sau probabil direct la Santa Pod. Opa, că avem deja lume care stă la coadă. Da, exact cum bănuiam, destul de aglomerat. Prima zi, primul track day, stai seama. Toată lumea vine la pistă. Așa că așteptăm să intrăm și apoi o să descărcăm mașinile. Da, mai că am ajuns și noi, dar după cum vedeți este destul de aglomerat, așa că nu știu câte ture o să dăm noi astăzi. Dar o să vi-l prezint și pe Dani. Hey, Dani, say something to my Romanian audience. Oh, salut, Pulangi! Gotta bring it down? Want me to push you? Yeah. Alright. Joasă mașina asta. Ce
coboară la cauciucuri. Ia. Uitați-vă ce e aici, fraților. Voi înțelegeți ceva, că nu știu ce e pe aici. Pompe peste pompe, butoane, this is proper shit. Mașina number one de aici, fără doar și poate. Proastă. Din cauza restricțiilor COVID, bineînțeles, nu au voie pasagerii în mașină. Așa că, din păcate, doar șoferul are voie în mașină sau pilotul, iar noi o să stăm pe margine. Dar o veste bună este faptul că am reușit să mă strecor cumva că sunt de la media. Așa că am acces practic pe circuit la cele mai bune unghiuri. Sper că mă auziți, trebuie să port mască, nu mă lasă fără mască, deși sunt singur aici. Dar hai să nu mai pierdem timpul și să vedem ce fac băieții pe circuit. Hai, să-i dăm bătaie! Thank you.
Gata, băieți, am încheiat și noi ziua cu succes. Ia uitați aici pagubele pe ziua de astăzi. Așa. Mașina asta este întreagă, este într-o bucată. A suferit urme de la război peste tot. Dar, din păcate, mașina asta, nu știu dacă pot să vă arăt, nu știu dacă se vede, dar, da, s-au rupt ambele planetare. Nu am apucat să facem decât o sesiune, s-a dat Dani o sesiune cu ea, adică gen 4 ture, și la a doua sesiune, a doua tură, fac, ambele planetare au zburat. Au zburat de la loc, frate, așa că, da, a fost o zi, așa, 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 a fost prima zi. Din păcate nu a fost voie cu pasageri, v-am explicat treaba asta, nu știam. Am crezut că dacă vin împreună, te lasă doi într-o mașină, dar nu ne-a lăsat. Din motive de COVID și restricții, au avut de la primărie, inspecție, bla, 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 așa că a fost doar șoferul în mașină, dar v-am luat ceva cadre. Și da, mai venim peste 2 sau 3 săptămâni și atunci se pare că ar putea să fie ok cu pasager. Așa că abia aștept să intru și eu în mașinile astea și să simt puterea. Dar să nu o simt așa ca planetarele, știi? În rest, da, o zi friguroasă. Nu am avut parte de ploaie, dar nici soare. Adică a bătut vântul aici, oricum bate mereu vântul. Destul de frig am înghețat, dar a meritat. A fost un show pe cinste. Și cam asta e, până data viitoare, țineți aproape, eu v-am salutat, vă salută și pilotul, bye bye!